Doamna Elisabeta Iosif, redactor șef, directoare a revistei Cetatea lui Bucur. Cetatea lui Bucur, care împlinește anul acesta câți ani de existență? 550. Nu cetatea. Cetatea asta. 50. Doamna Elisabeta. Ca să terminăm. Bună ziua tuturor, mă bucur că suntem împreună pentru ca să fim aici alături de Elena, care o dată pe an vine și ne încântă cu tot ce aduce, cărțile ei, cu sufletul ei, cu dragostea ei pentru noi. Am spus întotdeauna că ea și-a creat o cale regală pe cărările vieții, în care Domnul e o temă esențială și își creează unde s-ar afla un spațiu patriarhal, precum Blaga sau se simte pribeagul ca și arhiez din farurile sale, cu un nimn de comunicare cu Dumnezeu și cu Pașa. Fiecare carte a sa este un semn. Fiecare prezența a sa este ceea ce numim dragoste, dor. Și mai are un dar al povestirii precum creangă. Dar acest dar este dublat de rigorile asupra textului atrat în atenția profesorului de română care este. Am fost întotdeauna, am citit întotdeauna cărțile sale cu mare bucurie și pentru că în ele am găsit întotdeauna ceva de bucurie, de iubire, de fericire atunci când scrie. În mod special când scrie. Într-un material pe care îl avem în revistă, infiltrată, intim peste timp, Elena Buică spune: mi-ar dori să rămână ceva din fervoarea pe care am urmărit pe verticală spiritualitatea neamului românesc. Și pentru ca această spiritualitate pe care a dus-o departe până în Canada, aș vrea să o subliniez astăzi, îi voi da o diplomă din partea revistei Cetatea Bucur, care are ordinul ambasadorului culturii, doamna Elena Buică, pentru merite deosebite în activitatea depusă ca ambasador al literelor românești în Canada. În tot ce trebuie să-ți facem post. Remunerați în următorul. Pentru ambasador. Da, bine, să-ți mersi.